Acest program vă este oferit de Superbet. Îți cu scurtă vacanța de Crăciun, dar din ce am citit în presa din Grecia, poate să vină cu ceva, o prelungire de contract, adică mușul să, să fi venit cu această ofertă. Eu cred că nu asta este subiectul principal sau subiectul pe care trebuie să ne axăm. Discuția a fost și în vară. Eu am spus întotdeauna că sunt PAOC, sunt al lui PAOC, că am făcut istorie aici, am trăit momente unice, am trăit momente fenomenale, am trăit momente de mare de, de de decepție, mare decepție, am, am avut de toate. Și nu s-ar fi pus problema să stăm să uh, ne gândim prea mult sau să negociem prea mult sau în fine, am spus foarte clar că atunci când va fi cazul, uh, nu va fi o discuție foarte lungă și așa s-a și întâmplat. Ieri am discutat cu patronul meu, cu domnul Savidis, mi-a spus că trebuie să facem ceva să prelungim și am zis ok, să-i lăsăm pe ceilalți să se ocupe de aspectele astea, cei din partea clubului, cei din partea mea și noi doi să ne vedem în continuare de ceea ce avem de făcut pentru că suntem într-un moment extrem de, de, important și interesant pentru echipă și pentru toți suporterii lui PAOC. Crăciun, mă, pe repede înainte, foarte puțin acasă, dar e bine că v-ați strâns cu toții. -a fost. A, fost foarte frumos, dar neașteptat de, de frumos, de plăcut, de obicei, venind de la stres, aș fi preferat liniștea aș fi preferat să stau singur, să mă izolesc puțin, să mă liniștesc. Nu s-a întâmplat așa, în fiecare zi am avut copii la masă, părinții mei, în fiecare zi a fost balamuc, dar a fost un, un balamuc care m-a încărcat foarte tare, pozitiv. A fost într-adevăr un Crăciun extraordinar. De când ați mai fost toți? nu, nici nu mai știu. Sincer, nu mai știu. Nu mai știu pentru că a și fost situația noastră de prin 2019, de când am plecat în Arabia Saudită. Atunci, în perioada aceea, n-am venit de Crăciun deloc acasă, nici în primul an, nici în al doilea an. Anul trecut a fost povestea campionatului mondial și, automat, de aici, jocurile au repornit, campionatul a repornit după în jurul Crăciunului, a să fiu în Grecia, nu știu, nu știu, dar poate că atunci când există așa o pauză mai lungă, lucrurile se întorc cu mult mai multă energie și mult mai frumoase și uite, așa cum ți-am spus, am venit un pic în dubiu și am trăit trei zile de vis alături de ai mei. Lui Răzvan Lucescu îi place să facă cadouri sau îi place Acum, să Acum stai pinesc. puțin, stai puțin Ioana s-ar putea să fiu influențat și de situația noastră, pentru că întotdeauna trăirile noastre contează foarte mult și ceea ce se întâmplă la ultimul rezultat. Și cum noi am venit pe o perioadă fantastică, am avut și o stare emoțională foarte bună, frumoasă. Lui Răzvan ce îi place să facă cadouri sau să primească cadouri? Cred că și una și alta. Cred că și una și alta. Dar am constatat că în timp s-a schimbat puțin proporția de unde îmi plăcea să primesc cadouri. Acum îmi face mare plăcere să ofer cadouri. Dar Mai am apoi? rămas cu acea parte de copil în mine, cu partea lui Moș Crăciun pe care l-am iubit, l-am adorat și în continuare îl iubesc și îl ador Pentru mine Moș Crăciun există, pentru mine Moș Crăciun Poate apărea în orice moment, de aceea bradul nostru de acasă și de aici și de la Crăciun Vor sta până la, la, la 1 martie până la 1 martie? Da, da Iar ok, bradul a fost făcut la Salonic înainte de 1 decembrie o, Deci îți place această perioadă anului? În, o, îmi place atmosfera, îmi place ideea că Moș Crăciun ar putea veni în orice moment îmi place atmosfera de sărbătoare, îmi place uh, energia pozitivă pe care o, o, o transmite Crăciunul. Acum pare nepotrivită întrebarea, când ai aflat că nu există moș Crăciun? Bă, când eram în clasa a treia, eram destul de mare, ok, aveam deja disputele mele la școală cu cei care deja fusese informați de către părinți că nu există moș Crăciun. Dar nu, nu mă lăsam tare, aveam argumentele mele, încercam să-i convinc că nu au dreptate și că eu am dreptate Le spuneam că poate la ei nu vine Moș Crăciun, că mă rog, nu știu ce o fi considerat Moș Crăciun Poate n-au fost, dar... mă, mă, fost cuminți Bă, n-au fost cuminți, n-au învățat bine, dar nu, argumentele mele erau bazate în primul rând pe apariția unui Moș Crăciun Care uh, era foarte, cum să spun... Uh, categorică, sigură că există el și felul în care era îmbrăcat, felul în care era machiat, felul în care îi arăta barba, avea, nu, nu modul în care el mergea și, sau cum apărea ba pe balcon, ba pe scări, modul acela de a merge al unui mersul unui om Mai bătrân, dar înțelept și totuși sigur pe el și cu cu vocea aceea, acesta era tatăl meu. De cele mai multe ori a fost tatăl meu. m Dar nu-l recunoșteai? Nu-l recunoșteai? Nu l nu Ni, l am recunoscut niciodată. Și o să și povestesc cum am aflat. Uh, modul, mă rog, era o atmosferă întreagă creată, eram un grup foarte mare, de fapt părinții noștri aveau un grup foarte mare, uh, se întâlneau și, ei profitau de acest Crăciun să se întâlnească mai devreme ca să stabilească și să se organizeze, făceau altă petrecere, deci era, era da. în favoarea lor, și după aceea se crea această poveste frumoasă: cum vine Moș Crăciun, cum apare pe stradă, cum poate veni pe balcon cu două, trei minute înainte de apariția lui, deja se stingeau luminile în casă. Începeau să vorbească părinții în șapte, au da, acum am aflat, e pe de aici, aproape, nu știm exact. Intră pe coș, vine pe balcon, e pe scări, e, se auzeau zgomote. Era o atmosferă specială creată și toți copiii, eram foarte mulți copii, cred că eram câte 15-20 la un astfel de eveniment. Trăiam cu o intensitate imensă. Deci nu aveam, aveam cum să. Să nu mă bat pentru ideea că Moș Crăciun există. există. Nu aveam cum. Și, totuși cum. și totuși, după un Crăciun, eram în clasa a 3, a fost Crăciun făcut la noi acasă. A doua zi de dimineață am primit schiuri. Îmi doream foarte mult schiuri, îmi doream să învăț să schiez și am primit schiuri. Și a doua zi de dimineață eram undeva prin camera mea. Și de undeva de pe la bucătărie au început așa să audă frânturi dintr o frânturi dintr-o discuție a mamei mele cu bunica mea. Iar bunica, la un moment dat, a întrebat și mi-a captat atenția. Nu mai știu exact de ce, dar uh, am prins foarte clar această întrebare: dar cine a fost uh, Moș Crăciun? Și am auzit tot pe mama răspunzându-i. Deci am simțit, a fost un, un șoc teribil pentru mine, un șoc. Uh, N-am crezut. N-am vrut să cred, și m-am dus și am întrebat ce este asta, despre ce vorbiți, ce înseamnă asta, și mă așteptam, deci eram ferm convins că mama va spune că nu, a fost doar o glumă. Și mama a luat hotărârea în momentul acela că sunt prea mare și trebuie să aflu de, de Da, de Moș Crăciun cine este. Următorul Crăciun și la următorul, mă rog, următoarea lui venire, deja știam. Aveam un an, dar am fost în uh, oarecum într-o agresivitate pasivă, într-o stare de agresivitate pasivă, adică uh, știam, nu mai eram supărat. În trecut se supărarea, am trecut să zile că să păcălit că uh, Moș Crăciun nu există. Uh, dar n-am vrut să primesc cadourile, m-am ținut deoparte să nu influențez sau să nu Dau ceva bucuria altor copii, să, nu? Trimit, să le spun celorlalți copii mai mici că nu există Dar n-am vrut să spun nimic, poezie, absolut nimic Am fost foarte, foarte rece față de Moș Crăciun da. A fost singurul an în care ai fost rece Așa, cu a fost singurul an după care mi-am revenit <laughs> Copii? E și greu să spun și nepoții Nepoții se bucură de Moș Crăciun? Ioana, -am, nu știu ce să zic că cei din partea lui Marilu știu deja că nu există. Dar, ia, în fine, știi cum discuțiile astea la copii nu sunt altfel. Nu, noi nu le putem uh, înțelege în totalitate. Ei știu că nu există, dar totuși vorbesc de el ca și cum ar exista, dar în același timp când le spune de aia, lasă hai că nu există. Adică, uh, cred că e, rămâne, acel, uh, rămâne farmecul acel al. Uh, Așteptării unui spirit care să aducă niște cadouri Fie că e vorba de Moș Crăciun, fie că e vorba de, de Moș Nicolae E ceva fabulos și asta a fost și va rămâne Ai vreun cadou pe care, care ți-a rămas în, în suflet pe care l-ai primit la un moment dat? Probabil că aceste schiuri Pe care ți le doreai foarte care mult le doream foarte tare Nu știu dacă amintirea acestui cadou este legată și de faptul că atunci am aflat de că muș nu există sau cadoul acela mi-a rămas în minte. Am un, am o amintire legată de faptul că nu mi s-a adus ceva ce mi-aș fi dorit și acel ceva ce mi-aș fi dorit era un Cal pe care ar fi trebuit să-l ținem pe balcon Era un pic complicat Era un dar pic complicat, e... dar mama mi-a explicat că e puțin cam complicat, dar asta îmi doream Îmi doream un animăluț, nu, în primul rând îmi doream o surioară sau un frate Mi s-a spus nu se poate și atunci am zis măcar un, un animal, ceva, un cal Ce, un cal? Și unde să-l ținem? Pe balcon Falcon. Da. După care am trecut la pisică, după aia am trecut la cățel la pisicuță, la cățel, nu s-a putut. mi-am luat revan mai târziu, pentru că acum sunt un tip extrem de, de pasionat de animăluțe. Cât, te, cât de mult te relaxează? Enorm. Dar nu numai că mă relaxează, nu e vorba de la eu. E o conexiune emoțională extraordinară între mine și animăluțe, le, tratez, dar probabil că același toată lucru, numai, da, sunt cei care ai au familie. Și sunt iubiți, exact. Își iubesc animalele, la fel simt. Da, ce pot să spun mai mult decât atât? Câte animale ți-ai? Nici măcar nu, nu, nu vreau ca ele să mă relaxeze pe mine, ci pur și simplu vreau ca ele să trăiască bine. Și nu contează că sunt la mine, sau că sunt cele de pe stradă, sau că sunt cele din Arabia Saudită, sau din Grecia, de la primul meu loc, sau de pe unde. În Grecia aveai? Uh... Uh, Laxantii. Da, da. Avem, da, Și aveați... am avut grijă și în continuare am grijă de animăluțe am, am făcut o, o înțelegere cu un bun prieten de-al meu, un doctor veterinar Și ne ocupăm pe lună El operează și eu trimis susținerea financiară pentru operații, medicamente și în fine tot ce este Și avem multe, multe situații de genul acesta lunar Da, în fine Că, e o, dacă, e o, dacă o conexiune, ar, ar conexiune să, cu natura, până la urmă. Nu știu ce este, dar în orice caz știu un singur lucru: că dacă ar fi trebuit să, să întrerup fotbal sau n-aș mai avea această în serie, cred că aș face ceva în legătură cu animaluțele. Nu știu ce, dar m-aș ocupa. Ți-ar fi plăcut să fii medic veterinar? Poate. Numai ca acum ar fi e, mult E prea complicat, târziu, da. da. Deci, mă întrebam dacă ți-ar ți fi plăcut de la acum, să fie Acum, gândindu-mă așa la Retrospectiv Da. Ceea ce, a ce ar fi fost înainte, da, mi-ar fi plăcut Ești într-un moment minunat la PAOC Calificat în vară europeană Când poate nimeni nu credea Ai avut când poate nimeni nu credea Când erau oameni care nu credeau te deranjat? Da, am ajuns să am o experiență destul de serioasă în fotbal. Nu mai sunt un tânăr. Am trecut prin foarte multe situații. Ceea ce mă bucură cel mai tare pe mine și asta pentru mine este că pe unde am fost am reușit și am făcut o treabă profundă. Echipele la care am activat au făcut totdeauna un pas înainte și peste tot am obținut ceva ce nu se obținuse până la acel moment. Absolut în orice club am fost, mai puțin la petrolul, dar a fost și o perioadă foarte scurtă. Și aici la PAUC au fost niște ani fabuloși când am câștigat cea, cea dublă, am câștigat și cu una înainte dubla, dar știi bine no, povestea da, da. titlului furat. Am terminat neinvinși campionatul când, în 2018 19 când l-am câștigat. Aici, când m-am reîntors, iarăși am avut un an excelent în care am ajuns sfert, în sfert de finală de Europa Conference League, pentru prima dată pentru PAOC în istorie. După vreo 20 de ani, un, prim, un club grecesc care reușește să ajungă în sferturile de finală. Am jucat finală de cupă An de an, deci în patru ani De când sunt acolo, patru finale Am două, le-am câștigat, două le-am pierdut Dar am mers până la capăt, până la ultimul meci Am jucat ultimul meci oficial Asta înseamnă uh, o, o muncă profundă Nu întotdeauna poți ai Succesul acela al rezultatului Al câștigării Unui trofeu Dar ai, uh, ai satisfacția uh, Unui succes dat De o muncă foarte serioasă și dusă până la, până la capăt adică niciodată nu am uh, clacat nu am, uh, am intrat în colaps am, și atunci când au fost momente complicate am știut să ne ridicăm și să mergem înainte, deci pentru mine asta este marele marea realizare dacă vrei după aceea sigur că sunt situații situații suporterii sunt bucuroși doar când se câștigă un trofeu. Dar suporterii în același timp au ajuns și ei la o anumită maturitate, la o anumită experiență și înțeleg când o echipă își poate sau o echipă poate lupta pentru un trofeu, sau poate avea doar o, o muncă care să le dea o anumită satisfacție și din acea muncă să, să mai niște speranțe pentru mai târziu asta, de, Cam asta e în, în fotbal în general și în special la cluburile care au o, o mare tradiție Nu cluburi care a sunt, mâine nu mai sunt, reapar peste câțiva ani Când deja baza aceea de suporteri este învățată, educată către ceva și într-adevăr, în această vară lucrurile au fost un pic dificile pentru că nu eram bine puși la punct. Aveam în spate experiența anului trecut din Cupele Europene când am ieșit în primul tur preliminar pentru că nu eram formați, nu aveam grupul pus la punct, toate transferurile fusese foarte întârziate, veniseră jucători noi, tineri, pentru că s-a. S-a luat în considerare o strategie de a reîntineri foarte mult echipa și de a încerca o reconstrucție, în special cu mulți jucători tineri. Și am avut, cum ți-am spus, acel eșec în Cupele Europene anul trecut după un sfert de finală de Cupă Europeană și iarăși oamenii își doreau mai mult în anul următor și tocmai a fost minimul, minimum. Deci în vara asta puțin părea că situația s-a repetat Dar am avut șansa să avem totuși Cu toate că au mai plecat unii jucători Cu toate că nu reușit să îi înlocuim Am avut șansa să avem un, un grup deja de anul trecut Care trecuse prin focul și luptelor sudat. Și era sudat Mai puțini tineri, câțiva dintre ei așa cum am și afirmat de multe ori anul trecut că roadele muncii și sacrificiul pe care îl facem în acest an se vor vedea de-abia anul, anul următor. Și acești tineri cu ceilalți jucători au mers extraordinar în preliminarile cupelor europene. Ne-am calificat și absolut nimeni mi-a aminte că după prima aici am jucat cu Beitar El Salim la Salonic Turul, s-a trânat 0-0 și stadionul a huiduit. Iar eu la conferința de presă am fost singurul care uh, a vorbit cu foarte mare optimism. Și am zis, noi merge la să să și ne vom califica. Dar de ce vezi lucrurile așa? De ce este așa atât de optimist? Este pentru că astăzi, pe teren, am văzut o echipă care a reacționat, care s-a bătut, care a avut agresivitate, care a dat absolut totul nu am avut șansă să marcăm, rataserăm și un penalti, nu înseamnă că acest rezultat reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren și mai mult decât atât, eu am fost la prima zi a pregătirilor și sunt acum la acest meci și am văzut creșterea acestui grup. Ne-am dus la Ierusalim și din minutul 30 am jucat în 10 oameni, că am avut o eliminare și am câștigat cu 4-1 și ne-am calificat și după meci era un, era un, grup de suporteri de lui Paoc, vechi și, în fine, suporteri, suporteri, suporteri care se duc peste tot la luptă. Și unul dintre ei, dintre cei care îi reprezenta, mi-a spus, astăzi ne-am calificat, dar acum tu trebuie să inventezi ceva, că cu Hajduk Split nu avem nicio șansă. Ea, sunt alt nivel și peste noi și peste Beitar. Și a zis, ai răbdare, trebuie să vedem, meci după meci. Și i-am eliminat pe Haiduc Split, 0-0 la Split, 3-0 la Salonic. Chestia asta a făcut ca acest grup să capete o foarte mare încredere. Uh, ulterior au apărut și transferurile, au venit vreo 4-5 jucători noi, care a, jucători care s-au integrat în acest grup, uh, de, jucători de personalitate, o personalitate mai mare decât ce aveam noi până la acest moment, până la acel moment, și mi-au dat mie posibilitatea cumva să jonglez cu foarte mare încredere de la un meci la altul. Și întotdeauna după un meci, jucând numai la trei zile, la trei zile, totdeauna după un meci, la următorul l-am schimbat de la 9 jucători la șase jucători. Iar chestia asta ne-a dat posibilitatea să fim... Permanent, proaspeți, și mental, și fizic, să fim foarte motivați, fiecare jucător să aibă mulțumire, că este important. că Conexiunea cre... în grup se face mult mai da, rapid și mult mai bine. A grupului extraordinar. Și până acum lucrurile au mers excelent. Rămâne ca și de acum să meargă la fel. Dar pentru asta înseamnă în continuare să fim foarte atenți, foarte concentrați, foarte prezenți la absolut tot ceea ce avem de făcut, să fim capa capabili să dăm absolut totul cu cea mai mare seriozitate, să tratăm jocurile cu umilința aceea profesională care să ne permită să, să respectăm absolut toți adversarii și să ne încărcăm. Nu este nimic simplu, drumul este foarte lung. Se întreabă foarte mulți suporteri de ce nu sunt jucători români la echipa lui Răzvan Lucescu, știu nu Toșca a fost ultimul. Nu, Mitrița. Mitrița, fost. da, corect, scuze. O, Ioana, nu știu ce să-ți răspund. Nici nu sunt unul care să ia deciziile asupra jucătorilor, este un mod de lucru poate puțin diferit de ceea ce credeți voi. Pe de-o parte, îmi convine pentru că sunt, mă țin parte de absolut toate problemele sau discuțiile care pot apărea în urma unor transferuri. Eu doar vorbesc, analizez, discut împreună cu staful meu, mai departe cu cei din conducere și spunem cam ce am avea nevoie, ce, ce vedem, ce probleme avem la echipă, ce am putea face ca să ne îmbunătățim. Și de acolo primim variante. De la club este un departament de scouting care ne trimite variante. De multe ori intrăm în conflict și în clinciuri și cu aceștia, pentru că nu înțeleg întotdeauna exact ceea ce vrem, nu văd la fel. Dar, mă rog, una peste alta lucrăm bine, este absolut normal să existe și astfel de situații. Uh, și deci nu e neapărat de o politică a lui Rezan. Este altfel exact. stau lucrurile acolo. Exact, exact. Există un departament exact. de scouting, aduce jucători la cerința exact. antrenorului pe profilul acesta de jucători, de asta am nevoie, cam asta am dorit. Exact, și venirea lui Alin uh, Toșca nu a fost că l-am cerut eu în mod uh, special. Nici cu Mitriță n-a fost așa. Ba, ba da, cu Mitriță a fost cu Alex, a fost uh, puțin diferit pentru că eram într-o situație de criză a timpului, se încheia perioada de transferuri, nu reușisem să acoperim partea de winger, de atacanți laterali și cineva mi-a spus de, de Alex că ar fi o posibilitate să-l aducem. Eu am spus la club și scoutingul care deja l-avea la pe de listă, da, și a dat acord în fine cu cei din conducere care au decizia. Și a venit cu, a venit Sunt sigur că te-ai simțit bine că peste tot unde a fost Dar dacă ar fi să uh, alege o variantă sau două variante, care ar fi? Pentru că ai profesat în România, la rapid, la național Ai câștigat Liga Camp ai fost în Qatar, ai câștigat Liga Campionilor cu Al Hilal Ai uh, Grecia, ce alege? Pentru primele e. două opțiuni Mă pui puțin în dificultate pentru că Pentru primele două opțiuni, ok Mulțumesc pentru avantajul acesta Pauk și Al-Hilal. este o chestie incredibil de emoțională pentru mine. Nu degeaba m-am întors acolo unde am obținut ce am obținut. Toată lumea mă sfătuia să nu mă întorc. De obicei știi că e bine să nu te întorci acolo unde ai avut succes. Pentru că orice rezultat după aceea care să nu ajungă la acel nivel, te poate doborâ, dar n-a fost așa, n-a fost deloc așa și dacă m-am întors la PAOC m-am întors pentru că m-am simțit fericit la Salonic. Însă Arabia Saudită este o, o experiență care mi-a oferit totul. Profesional am câștigat Champions League, am câștigat campionatul, am câștigat Cupa. Am participat la campionatul mondial al cluburilor, unde am făcut și acolo o figură foarte frumoasă. Am avut șansa să, să lucrăm cu jucători extraordinari, și cei localnici, și cei din care erau din străinătate. Financiar a fost perfect. Managementul clubului și relația pe care am avut-o cu președintele au fost toate la top. Deci neaștepta pentru mine când am plecat către Riad, aveam așa în suflet o mare semn de întrebare, dar am fost total surprins de ceea ce Acât am a organizat trăit acolo. Și mondial am vă... din 2030? Eu cred că da, fără discuții. Adică, da, Bine, dacă a organizat Qatarul, nu văd deci, no, de ce n-ar organiza Arabia Saudită. Fără discuție și este, în primul rând, lumea are o pasiune imensă pentru fotbal. Lumea trăiește pentru fotbal acolo, sunt uh, 30 și ceva de milioane Nu văd de ce nu ar putea organiza, condiții sunt, posibilități financiare sunt Sigur că dacă a fost în Qatar, fără discuție, Arabia Saudită va, va oferi ceva mult mai, uh, mai interesant Se Mai interesant, spun, mai interesant Pentru că Doha și Qatar... Ok, cu toate investițiile, cu toată această nebunie într-un singur oraș, cu ceva care te duce într-o altă, și... într altă lume. Dar Arabia Saudită va oferi uh, un campionat mondial uh, realist pentru lumea noastră și cu diferite emoții, cu altă participare. Pentru că la Doha sunt și Qatarul are 2 milioane de locuitori, dintre care, mă rog, 500.000, 600.000 sunt ca catarezi. Restul sunt veniți acolo să lucreze. Pe când Arabia Saudită cu tot ceea ce are, pe lângă cei care sunt la, la lucru și pasiunea lor pentru fotbal, cu siguranță că va fi uh, și ca atmosferă ceva mai spectaculos. Oricum am văzut emoțional, ce vedete sunt acolo. Emoțional. Ronaldo, Neymar, Benzema, da, se Mocante, cam e... investițiile pe care le-au făcut mai Cred că au acest target să, să atragă atenția lumii către Arabia Saudită uh, și aș asigura prin asta un avantaj, mă rog, deja s-a stabilit. Da, cred că e stabilit. Ei, și asta, da, a avut ca scop. Ei, se vorbește publică. în acest moment că ar putea să vină cu două echipe în Champions League, în Europa, să fie invitați mm. pe sistemul uh, Eurovisionului, unde Australia, spre exemplu, a fost invitată să participe. Nu știu asta. E, aș discuta cu tine ceva ce nu cunosc și nu prefer să mă abțin. În orice caz, eu, pe vremea mea, când am fost acolo, și eu și cei din staff, am rămas foarte surprinși. De nivelul tehnic de acolo am rămas foarte surprinși, plăcut, surprinși, foarte plăcut, surprinși de implicarea jucătorilor De seriozitatea lor, de modul de a înțelege fotbalul Evoluați, mult evoluați Incredibil și finalele acelea două pentru că au fost tur retur jucate Prima la Ariad, a doua la Saitama în Japonia stadioane arhipline, modul în care s-a jucat, modul în care ne-am pregătit, modul în care băieții aceia au au reacționat, motivația lor de a câștiga, interpretarea jocurilor la, la nivel de de top. România reușește să se califice. Dar să mă întorc. Deci paoc prima și pe locul Azean. doi al al -Hilali. Paoc e, e... E, e, suflet, ce să mai... E... Ai făcut istorie la PAUC. Uh, ai fost pe în Giulești? Uh, o singură dată am fost pentru un podcast. Cum dar la meci n-am fost niciodată, nu știu. Dar când să merg eu? Cum ți s-a părut? Interesant ca structură, dar fără să cunosc atmosfera. Pentru că n-am fost la meci, era stadionul gol. Dar atmosfera e aceeași, de giulești. Era <gânt> tribunele goal, stadionul, am, nu, na, na, nu, nu pot să, nu știu ce să-ți răspund. Cu mascota norocoasă și culorile iubite hai, băieții, și hai de pasiunea bine. de superfan, cu rivalitățile tale, cu dezbaterile tale ce favorite, ce sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! România s-a calificat la uh, Campionatul European după 8 ani de zile. Uh, câte meciuri ai apucat să vezi din campania de calificare, niciunul dacă ai văzut? nu cred că am văzut. Cap-coadă niciunul sau nici nu dacă am văzut. Dar nu are importanță asta. Ceea ce s-a întâmplat este extraordinar. Am și spus, și zilele trecute, și imediat după calificare, e o, un rezultat fantastic. Edi Iordănescu, în primul rând el, dar și Răzvan Burleanu cu federația și cu munca celor de acolo, au reușit, o, o, o lovit, au dat o lovitură, au reușit o, o treabă fantastică, pentru că România avea nevoie de această prezență la un campionat, la un turneu final. Entuziasmul, emulația care pot veni de aici, absolut toată lumea are de câștigat. Fotbalul românesc are de câștigat, echipa națională, jucătorii care vin din spate cluburile au de câștigat, voi presa aveți de câștigat, afacerile vor avea de câștigat în acel moment, pe perioada turneului final, înainte și după imediat. Sperăm doar că vom reuși cumva să luăm ceva din această prezență ca să facem să creștem și campionatul Interne. românesc. Da. Dintr-o grupă cu uh, Slovacia, Belgia și posibil, posibil, Ucraina, posibil Israel. E de vreme de analizat, E, mult prea e de, de vreme? vreme? Este de Se vreme califică de... primele nu, două nu. și cele mai bune patru, uh, primele patru locuri doi Adică uh, mai rămân doar două locuri trei scuze, uh, locul 3, mai rămân doar două locuri 3 care nu se califică. Da, probabil, probabil ne vom califica, dar oricum, probabil zic, probabil, probabil. Pentru că e totuși destul de. nimic nu e ușor, dar totuși e ușor în condițiile acestea. Însă, ce vreau să spun e că noi suntem acum la un pahar de apă, o cafea și suntem după Crăciun și putem discuta, putem bârfi pe tema aceasta. Dar realitatea este alta în fotbal și, în special, la nivelul echipelor naționale n de unde să știi ce va fi peste șase luni. Pot fi echipe naționale mici, slab cotate, care să traverseze momentul de top, în care toți jucătorii sunt la top, toți jucătorii sunt importanți al, a, acele echipe naționale, a acele echipe naționale sunt prezenți și cu o motivație foarte mare să fie o, o energie în jurul lor pozitivă din toate părțile, care să împingă către rezultate extraordinare, și pot fi echipe naționale considerate favorite, care să traverseze momente sau perioade de, de dificultate, de la accidentări la, eu știu. Probleme în lot. Probleme în interiorul lor, disensiuni, foarte multe, o oarecare superficialitate în a. În a privi acel turneu, oarecare, să zic, superioritate arunță, poate, poate când pe teren. Da, da. Sunt foarte multe aspecte care vor decide momentul. Și mi-aduc aminte, iarăși, de turneul final din 2021. Am urmărit, eu urmăresc dimineața la cafea, am două ziare pe care le citesc echip și la Gazeta de la Sport și echip La Gazeta de la Sport așa bine de tot și L'Equipe un pic mai, mai repede că nu mai am timp. Uh, și am sesizat atunci, cu vreo lună înainte, că este în jurul acelei o, o atmosferă de mare seriozitate, concentrare și o motivație totală și absolut toată lumea, de la cei din presă până la conducători, jucători, toți, uh, arătau o, o, o forță și o dorință de luptă extraordinare. Și eu am spus, am fost la o emisiune de sport și m a întrebat, înainte de începerea cine va câștiga campionatul? Nu se punea problema de Italia, nici nu exista. Și eu am zis Italia. Și m a întrebat de ce. Și am spus pentru că văd, am simțit ce atmosferă vine de acolo. Și cum sunt de, de pregătit să abordeze acest uh, turneu final. Și a câștigat Italia. A câștigat de Italia. Deci contează foarte mult uh, ceea ce se întâmplă în această perioadă și în special în perioada de dinaintea unui turneu final cu jucătorii, cu atmosfera, cu capacitatea conducătorilor de a, de a strânge în jurul acele echipe doar uh, energie pozitivă, pozitiv, da. cu idei vorbim, foarte mult. Are vreo importanță? Nu, era o întrebare, era o curiositate. Okay, da, l-am sunat după calificare. Dacă, apropo de nume, și în cazul Lucescu și în cazul Iordanescu, dar și în cazul lui Hagi, lui Yanis Hagi, da. numele pune presiune pe Yanis Hagi. Dacă ție ți-a fost greu, că nu ți-a fost ușor, cât de greu crezi că este a lui Yanis? Sau e, e un pic fer cum e tratat Ianis, e un pic. e multă presiune. Nu este fer. Și asta este. Va suferi enorm în continuare. Dar va suferi comparația, va suferi pentru că lumea îl va critica cu foarte mare ușurință în continuare, altfel va fi văzut și decât a fost gică când începea și mă rog, când avea vârsta lui Ianis. Dar nu are ce să facă, asta este realitatea. Trebuie să se obișnuiască, probabil îl va întări, îl va întări foarte tare, dar în sufletul lui vor rămâne frustrări. S-a căsătorit, acum poate e are susținere mai multă. <laughs> nu, dar nu este vorba despre asta, este vorba de, despre ceea ce, ceea ce a, a auzit până acum ceea ce a simțit până acum? El a fost, este un tip puternic pentru că a știut să, să meargă înainte, nu a clacat sau nu a abandonat sau nu a ieșit din joc. Și când a, a, a ajuns jos, a avut capacitatea să se ridice. Este și datorită educației pe care a primit-o acasă pentru că pentru, pentru a reuși la un anumit nivel și pentru a te izbi de atâtea frustrări și a fi capabil să mergi mai departe, e nevoie și de o educație puternică. Te-a ajutat căsătoria pe tine? Uite, chiar s-au căsătorit zilele acestea, ai s-a căsătorit zilele acestea. Pe mine m-a ajutat foarte tare, da. O, ok, eu, eu nu pot vorbi despre situația altora, dar Sozia. Se spune că se st stabilizează uh, omul? Se stabilizează. Nu știu, întreabă și pe el cum va fi. Eu am avut șansa să o cunosc pe Ana, o femeie deosebită care întotdeauna a avut o mare grijă de, de viața mea. A știut să-mi să programeze cumva viața și. Toată viața mea să se desfășoare, fără ca eu să fiu afectat de ceva, după ceea ce a stabilit ea. N-am cum să-ți povestesc mai mult, dar pentru mine a însemnat un avantaj imens să o am pe ea alături de mine. Se pare că România au fost răi în cazul Simona Halep? Uh, nu cunosc foarte bine subiectul, nu cunosc. Bun, nu, nu știm. Eu nu o decizie într-o instanță, se face nu, la tas. Da, Da, și nu știu despre ce vorbești tu. Eu atâta pot spune că ne o nici pe ea foarte bine, dar din ceea ce am văzut la televizor, de câte ori am urmărit-o, eu cred că Simona este un om integru și nu închipui vreodată că ar fi putut uh, trișa. Atât. E tot ceea ce, ce pot spune. Și probabil că este victima a unei situații create. Intenționat, neintenționat, nu mă pot pronunța. Cât de mare grijă aveți acolo de medicația sportivilor, de medicația fotbaliștilor? Există un departament, fără îndoială, care are... Ba, e normal că există. Sunt oameni care au această răspundere, sunt controle permanente, avem un staff cu doi doctori, plus alții care sunt în uh, anturajul echipei și care ajută. Avem un uh, stafful uh, medical uh, cinci uh, fizioterapeuți asistenți, deci deci stafful e mare. E stafful e mare, da. spunea apropo Eu de național la nivelul acesta, n-ai cum să nu ai și un staff uh, foarte bine pus la punct, care să-și asume responsabilități. Spuneai că România trebuie să învețe din această calificare a naționalei la campionatul să european învețe pentru a și, să, campionatul, și să, campionatul intern. Da, să învețe și să uh, se folosească, nu știu cum să-ți spun mai bine. Să, să implementăm ce de, învățăm în, uh, ca să creștem campionatul de, intern. De, plecând de la uh, această emulație care se creează, de la a atrage uh, sponsor, de la a ne propune mai mult de fiecare dată, de la uh, a avea o, cum ai spus tu mai devreme, o stabilitate, pentru că frecventele schimbări de la nivelul conducerilor tehnice nu fac bine, n-au cum să facă uh, fotbalul să progreseze. Dar se întâmplă și afară, pentru că îl vedem pe Adimutul, uh, concediat în ziua de Crăciun. Uite, se întâmplă. Nu știu situația lui Adimutu dar știu că la noi, că aici mai aud și eu, din stânga, din dreapta, discuțiile și problemele apar în momentul în care se implică conducători care și impun punctul lor de vedere înaintea antrenorului. impun jucători, iar când un antrenor încearcă să li se opună sau nu are personalitatea să li se opună, de aici apar schimbări și alte, alte situații neplăcute care în final chiar și faptul că vin în fața echipei sau lași Ideea să ajungă la echipă, că tu îți impui punctul de vedere în fața antrenorului, fac aceste situații, fac ca grupul să piardă respectul față de antrenor și să-și găsească alibiuri să, în momentele de dificultate, să nu mai tragă toți la. Vestiarul peți. simte sângele? Este un, 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 e mult prea puțin de a, de a discuta așa în două, trei minute. Este un proces complex. Dar vestiarul simte miros de sânge, cum se spune? Da, simte, simte, imediat simte Cum vestiarul simte imediat dacă un antrenor Mă rog, imediat, în prima zi Dar poate și într-o lună să înțeleagă Că un antrenor cunoaște bine meseria sau nu Ne referim aici și la condiții Fără condiții nu poți să faci fotbalul Să progreseze echipele, nu pot progresa Nu te poți antrena pe jumătate de teren Sau pe un teren la țară Denivelat în vai de mama lui și după aceea să ai pretenția ca echipa să joace Pe arena bine. națională, pe un teren foarte da, bun Și nu sunt bun. multe condiții Trebuie să existe și o stabilitate financiară. Trebuie găsită o, o variantă prin care echipele să plătească la timp, să asigure Pentru că și de aici vine Aducem foarte mulți jucători din afară Ei de ce vin aici? Ei vin pentru să bani. Joace ca nu să, vin facă bani. să facă glorie pentru petrolul sau pentru Rapid sau pentru Dinamo sau pentru FCSB. Ei vin în primul rând pentru bani. După aceea, încet, încet, fiind aici, văzând că lumea se comportă corect față de ei, sunt atrași și încep să să vadă lucrurile diferit și încep să se intereseze de... Brand de ceea da, ce dar la un moment dat, de... sindicatul fotbaliștilor din Europa uh, a trecut România pe lista neagră și a spus: Nu mergeți în România pentru că nu se plătesc salariile. Adică, e, am -ai cum a... să joci motivat, Acolo era. Clar, e clar, pierzi din motivație. De asta spun că, de la această prezență, nu știu, ok, nu sunt conducător, nu-mi nu dau seama ce trebuie făcut, dar cel puțin, prin această prezență, cei care conduc, trebuie să capete mai mare forță și să impună o mai mare strictețe în anumite de domenii și inclusiv la reducerea numărului de echipe din prima ligă. Să rămână echipe care să fie capabile să Adică ai fi financiar. pentru un sistem cu 14 mai bine decât 16 care nu sunt în au bani? Bineînțeles. Bineînțeles. Dar alea să fie puse la punct perfect. Cum se pare implicarea lui Dan Șucu? E, e fantastică. Financiar, cel puțin. Nu știu de altă, altceva. Da, și în acest moment și noi știm doar financiar. E fantastică. Înțeleg că Rapidul este, la momentul de față, un club care oferă și stabilitate. Ți-am spus, e un element important. Fotbalul de astăzi, și cred că așa cum oricine merge... Sigur că aici vorbim de niște, de niște salarii diferite, dar tu gândește-te că uh, fotbalistul are o viață foarte scurtă. În momentul în care termină viața de fotbalist, 80-90% dintre fotbalisti nu știu ce să facă. Pentru ei apar probleme uriașe. Doar 10% din cei care încheie cariera de fotbalist au deja. În, Bun, deci în aici cred că și Confederația trebuie vreau să, să intervină vreau... și să, facă, să le facă o educație, să le facă niște cursuri, poate, de educație financiară și de multe alte. Uh, nu știu, cred că, că se poate interveni așa. Noi suntem, până la urmă, o țară care trebuie condusă cu reguli. Cred că trebuie stabilite niște reguli foarte clare și luate măsuri imediat. Impuse reguli și respectate. Regulile sunt făcute să fie încălcate. Eu o vorbă rămânească, pe de altă parte. Asta e problema. Asta să nu mai fie încălcate regulile. Să nu mai fie încălcate reguli și. Ok, deci am vorbit de foarte puține lucruri. Nu? Putem vorbi și despre uh, modul în care cresc copiii și juniorii. Putem vorbi și despre antrenori, despre pregătirea lor. Se poate vorbi de, de foarte multe lucruri. Câți antrenori români au venit uh, să facă cumva practică la tine sau să. Mm -hmm. Au mai fost. Au mai fost. E bine. 2 așa au mai, au mai fost. Mai fost da. Apropo de campionat, nu apuci să vezi meciurile. Dacă n-ai apucat să vezi meciurile naționale, presupun că nu vezi foarte multe meciuri din campionatul intern. Nu. -am, da, Ioana, nu, nu este. Ai vrea să fiu foarte clar, înțeles. Nu este o lipsă de interes o situație și nu ai de, timp. Exact, de a, de a respinge. Nu. Eu am treaba mea acolo. Eu sunt implicat într-un alt campionat. Jucăm la trei zile. Am problemele mele Am preocupările mele Am lucrurile de care trebuie să țin cont Am timpul meu Care și așa este foarte restrâns Pe care trebuie să-l acordă Muncii noastre de acolo Și atunci N-am -am timp să mă uit la altceva Iar dacă aș avea timp așa să da. mă uit M-aș uita la un Manchester City Cu Brighton <laughs> cu De ce? Pentru că am de învățat de acolo Pot fi inspirat. M-aș uita la un Paris Saint Germain, pentru că îmi place lui Enrique și uh, faptul că s-au petrecut schimbările care s-au petrecut, plecarea lui Messi, plecarea lui uh, uh, lui Neymar, uh, au jucători tineri, cum reconstruiește el, cum uh, dificultățile pe care le, le înfruntă în acest moment, așteptările sunt uriașe la Paris Saint Germain, dar. E nevoie și de timp, și sunt foarte curios să văd evoluția acestei echipe. A apărut Brighton. A apărut Brighton datorită lui Dezerbi pentru un anumit tip de joc. Sunt curios, pentru că e un, o filozofie care se apropie de filozofia mea, sau invers. Filozofia mea se apropie de cea a antrenorului de la Brighton, dintr-un anumit Dezerbi. punct de vedere. Deci am nevoie de aceste meciuri ca să învăț, să mă inspir, să merg înainte. Și de-aia nu o să mă uit niciodată, nu o să aleg între un meci din acesta și unul din campionatul românesc, meciul din campionatul românesc. Din s-ar putea salva, crezi, așa? Cum ți se pare? De atâția ani de zile e critică situația acolo. E critică, da, și de atâția ani de zile se trăiește într-o... la limita limitelor, nu știu cum să spun, a sărăciei, a desființării, practic. Nici măcar, nu știu, cu aseară vorbeam la sau astăzi la prânz cu și cu tatăl meu și cu Matei nici măcar palmaresul nu nu are Dinamo acesta. Nu, nu știu oamenii care dețin acest palmares care spun că sunt dinamovici, cum de lasă lucrurile aici? Ce interes e în spatele acestui lucru? Dinamo este o echipă, un brand imens care are, ar aduce uh, enorm fotbalului românesc dacă Dinamo ar fi capabilă să, în primul rând, să aibă o anumită stabilitate și după aceea să se bată la primele poziții. Imaginează să fie derbiuri adevărate de, 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 de a decide titlul Titluri. sau o prezență în Europa sau o cupă între Dinamo Steaua, Steaua Rapid, Dinamo Rapid, CFR-ul care a devenit... Adică, uite, în Grecia, să știi că e un campionat foarte dur, foarte dur și de ce? Pentru că uh, mult mai tare decât în oricare altă țară unde sunt doar două echipe puternice. Pentru că aici sunt patru plus una, a cincea. Sunt uh, cele din Atena, suntem noi Panathinaikos și este Aris. Aris întotdeauna are o echipă foarte bună, cu jucători buni, jucători de, de Practică valoare. Practic de și Atena. Por, veniți din campionate importante, cu experiențe. Dar nu au știut niciodată să se organizeze. N-au știut. Și din cauza unui management care nu este perfect, nu reușesc să facă un pas în față, nici măcar în Europa. Dar acolo sunt cinci echipe foarte puternice. Și asta creează o competiție foarte mare, o adversitate foarte mare, care în final. Împinge fotbalul în sus. La fel și aici. imaginează să cum se zis să fie din Steaua, rapid. Cefere Craiova. Cefere, Univers, Craiova, Faru, Constanța, hoho! Oh, oh. Da! La nivel adevărat, și să poată să se mențină, nu să fie obligat în permanență să schimbe abia să respire ca să mai facă când fac rost de un ban, să poată plăti ceea ce n-a fost plătită cu șase luni în urmă. Sau cu 12 ani, ca în cazul Rapidului, cu Julio Cezar, care a fost plătit după 12 ani. Adică, Povești uh, de ale uh, Estului, da, sigur. O vezi pe Rapid câștigând, în, vezi Rapidul câștigând un trofeu în următorii 2 ani? Da, campionatul ăsta nu s-a terminat. Chiar dacă E o oarecare distanță între FCSB și celelalte. Gândește-te că play-off-ul înjumătățește punctele și va da posibilitate tuturor celor care sunt în spatele FCSB-ului să o spere. Deci nu e, nu e terminat. Nu, no, nici poveste. Cred că n-ar fi terminat nici măcar în cazul în care nu s-ar fi înjumătățit punctele. E de luptat, e de luptat, dar sigur că așa e interesant să vorbim de moment. Acum cineva e pe primul loc și gata are e, drumul e lung. Până în mai se pot întâmpla multe. ți am povestit de, de echipele naționale, la fel e și aici. E, în fiecare an, o echipă, uh, în fiecare campionat? Campionat, da, sezon competițional, echipele traversează perioade mai proaste. Este uh, extraordinar de, de interesant cum aceste echipe gestionează aceste perioade proaste. Manchester City anul trecut a, a, început foarte greu, dar a reușit să iasă din acea criză și să meargă după aceea perfect până la capăt. Cu un an înainte la fel, a avut o perioadă excelentă, după aia a avut o cădere și după aceea iar a revenit în, la nivelul de top și a câștigat de două ori campionatul, Napoli. Napoli a avut șansa ca anul trecut când a luat titlul să înceapă și să meargă bine și a asigurat titlul, și spre final a început să aibă uh, perioada complicată, dar deja titlul era asigurat. Avea Însă avantaj a pierdut în sferturile de finală cu Mila, da. în Champions League. A pierdut Champions League. Vezi? Adică uh, depinde cum reușești să gestionezi aceste perioade dificile ca să nu ieși din o astfel de perioadă total la pământ. Și să ai un echilibru, să reușești să te lupți, să cedești ceva, dar totuși să și adun ceva. Care e sportivul care l-a impresionat în 2023 pe Răzvan cel mai mult? Din orice sport. A, nu mă întreba că nu. Tot din fotbal. Din orice, din absolut orice. A, Sau antrenorul. E, ok, Guardiola fără discuție. Guardiola. Da, fără discuție a și câștigat cele trei. Dar bine, pentru mine Guardiola este numărul unu în lume și întotdeauna va fi undeva pe un pedestal. Nu... M-a bucurat că a câștigat pentru că din nou erau toate aceste voci critice. Vezi că și la nivelul cel mai înalt oamenii trăiesc cu frustrări. A, a câștigat numai cu Barcelona lui Messi dar fără el poate că Barcelona n-ar fi câștigat. El a creat un fotbal incredibil. Întotdeauna un un jucător crește în valoare când joacă într-un fotbal organizat. Mă gândesc și la jucătorii pe care toți vorbesc acum de City, de jucătorul lui City, jucător fabulos, jucător extraordinar, dar în momentul în care au venit la și că el și a permis să cumpere să cumpere să Dar cumpere, a fost așa. Dar a fost a fost, dar hai să vedem ce jucători a, a cumpărat. Erau era un top, câștigaseră ceva să spui, wow. Toți cei care s-au dus la el s-au dus pentru că el i-a văzut pe ei ca fiind capabili să joace în sistemul lui, în, în filozofia lui de joc. Dar acei jucători au crescut datorită jocului lor și datorită jocului lor au ajuns să fie învingători. Dăm un exemplu dintre cei pe care el i-a luat să fi fost câștigător până la acel moment și noi să putem spune wow, s-a dus ăsta într-adevăr să-l ajute pe, pe Goal. Nu este cum s-a dus Lewandowski de la Bayern München la Barcelona. Nu este. nu este. Messi sau Ronaldo? Messi, fără discuție. Messi, fără discuție. Deci ai fost cu Barcelona și nu cu Real Madrid. În Am fost, de oricum pe Messi îl văd și un jucător mai de grup decât este Ronaldo. Ronaldo este el și el. Și el și el și după aceea echipa. Ce pentru Îl apreciez că... enorm da. pentru ambiția lui, pentru determinarea lui, pentru implicarea lui în muncă. Dar o face prea mult pentru el. Și însuși. recordurile lui. Și pentru recordurile lui. Cele mai multe ele, goluri marcate, sunt, cele sunt mai multe meciuri la Național, exact, cele recordurile mai. Astea ale lui sunt mai importante decât dacă ar fi să aleagă între un record personal. Personal și un, un, o competiție, un trofeu, el ar alege una. Dacă le poate avea pe amândouă, ar alege pentru recordul personal. Dacă ar putea să le aibă pe amândouă, ar fi perfect. Dar el ar. Deci, asta nu, nu accept vorbeam de Messi, de Messi mai devreme un pic și m-a întrebat, ok, sportivul care m-a impresionat cel mai mult. Nu e în 2020 e 2023, dar, 2022, dar este a câștigat la că... final și atâta și-a dorit omul ăsta să câștige Cupa Mondială, așa sacrificiu și așa toată lumea s-a lăsat atrasă de, 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 sentimental, emoțional de dorința lui Messi. Toți își doreau ca Argentina să câștige pentru Messi. Să și Dar Mbappé a făcut un meci fabulos. Să nu uităm, în finala respectivă Mbappé a făcut un uh, da, un match fabulos. Mbappe deja fabulos. era campion mondial. Așa da. că nu-mi nu pare rău pentru Mbappé. Era deja campion mondial. Ce mănânci de... Mbappé, a și spus și antrenorul lui a făcut o declarație acum vreo două, trei săptămâni că Mbappé este un jucător fabulos, este decisiv pentru echipă, dar își poate, își poate îmbunătăți în continuare jocul și în special în momentul în care nu au minge, adică să participe mai mult la faza de apărare, la faza de recuperare a mingei. Da, și Mbappé a recunoscut asta, mi-a plăcut foarte mult. Pentru că așa este, ca să fii echipă câștigătoare de trofeu, să fii o echipă învingătoare cu adevărat, absolut toți jucătorii de acolo trebuie să se sacrifice. Fără asta nu poți. De pentru că pe. vei întâlni un, o, o altă echipă cu valori mari, dar care se va sacrifica, cu tot, toate acele valori, se va sacrifica pe teren pentru acea minge, să o câștige sau să nu primească un gol. E, e foarte important. Ce mănânci pentru că arăți la ce, 20 de ani? Puțin mănânc. Fac sacrificii. Și nu arăt ca la 20 de ani, arăt ca la 50 de ani, dar ok. Hai să zic că. Nu, eu, ai ceva fac, azi, uh... eu, fac eforturi. Încerc să mănânc cât mai puțin, încerc să mănânc mult pește, încerc să nu mănânc gătit. Salate? Paste? Salate? Uh, legume la grătar sau legume la cuptor, deci cât mai, cât mai simplu și cât uh, mai natural. Nu nu sport nu foarte beau, mult? Beau, pahar, beau seara pahar de vin, poate și două, uneori dar în timpul zilei nu beau deloc, nu beau alcool, nu beau tării, fac sport, încerc să fac sport, mă ajută și pentru relaxare și la cap și, și mă ajută să fiu prezent pe teren în așa cum îmi doresc la antrenamente. Personal te amuză când îți spune o lumea că ești bunic? <laughs> nu știu ce să se răspund mă amuză poate sau nici măcar. Mi se pare că ce... e ceva normal. E ceva bunic. normal, sunt ești bunic, bunic dar da, ești tânăr da. și arăți foarte bine, adică arătați foarte bine. Nu, nu, ideea nu este asta. Ideea este că uh, văd un bunic mult, mult mai implicat în în viața nepoților decât sunt eu. Poate că și pentru că nu sunt aici, da. pentru că. Asta, nu e, am Asta timp, e profesia. Că e profesia, că poate e o vârstă la care încă nu. poate că ar fi trebuit să fiu bunic mai târziu și să acord altă, altă atenție nepoților și idei de nepoți. Dar oarecum sunt detașat. Sigur că am, atunci când mă întâlnesc cu ei, o oră în care sunt total implicat, total, mă cobor la mintea lor, fac toate nebuniile pe care ei și le doresc, dar după o oră mi <laughs> se opresc doresc? bateriile le și gata. ce ți dorești Am în 2024? ce îmi doresc în 2024? E, asta rămân pentru mine ce îmi doresc. Să câștigăm. Generalizați. Meciul, să, câștigăm, să câștigăm meciul următor, clar. Dacă ar fi să compari, și ultima întrebare, dacă ar fi să compari PAOC Salonic cu o echipă din România, fără îndoială la altă scară, nu, cu, în care ar fi echipa din România cu care compara-o la altă scară, nu vorbim de nivel financiar, vorbim doar așa, emoțional. Rapid. rapid. Deci PAOC egal rapid. La... Din multe puncte de vedere. Dacă vrei și din acest punct de vedere al unei echipe puternice, dar de partea opoziției, fără, ni fără susținere putere, de fără la vârf. susținere politică, fără susținere bat din potrivă, tot timpul lovită de deciziile celor care iau decizii, celor puternici. Emoțional, da, la fel. Și Rapidul este o poveste de familie. Așa cum este și PAOC. Rapidul este, să spunem în timp, echipa oamenilor amărâți. PAOC-ul este echipa oamenilor amărâți. Multe sunt, foarte multe. Deci multe similitudini. Da. Mulțumesc! Acest program v-a fost oferit de Superbet.